cu o bună parte a migrației continuă să fie migrație economică, venind din zone cu mari probleme de dezvoltare. Și culmea este că vin din zone unde Uniunea Europeană, cel mai important furnizor de asistență pentru dezvoltare, care a furnizat miliarde, sute de miliarde, poate, de euro pentru ajutoare, ne întrebăm ce se întâmplă dacă ele au fost pentru dezvoltare, aceste fonduri alocate. Unde este dezvoltarea? Prin urmare, pe termen lung, trebuie să gândim la o regândire, o reformă a politicii de cooperare pentru dezvoltare, astfel încât să generăm dezvoltare în țările respective, cooperare cu țările respective, pentru a crea condițiile astfel încât cetățenii respectivelor țări să prefere să rămână în țările lor.